Ploile ce s-au revărsat peste județul Gorj în ultima perioadă au făcut dezastru. Mai multe gospodării au ajuns sub ape. De exemplu, în localitatea Dănești, oamenii sunt disperați și spun că vinovați pentru producerea inundațiilor se fac autoritățile locale, deoarece nu curăță șanțurile. În fiecare an, de foarte multe ori, de câte ori plouă, avem inundații. Pe mine cel puțin nu mă afectează că sunt în pantă, dar vecinii și porumbii și casa omului astea, ca fiecare muncește o viață să se strice inundațiile. Și a fost și domnul prefect, s-a promis că cursul acestei ape va fi cel care a fost înainte de a cumpăra vecinii noștri, dar văd că nu se face absolut nimic. Este dedus un termen până la 1 aprilie și deja 1 aprilie anul trecut. A trecut un an și nu s-a făcut nimic, nu ia nimeni nicio măsură. Păcat de muncă oamenilor. N-a venit nimeni să vă întrebe de sănătate, să vă scoată apa din curte? Nu, eu acum am venit de la servici și nu știu, așa am găsit. Ați mai avut astfel de probleme până acum? Au fost, dar cu foarte mulți ani, cu 14-15 ani, de ne-a intrat și în casă atunci. Acum văd că nu ne-a intrat, dar... Mai mult, un cetățean a făcut și haz de necaz. Da, mi-a intrat apa în curte. De fapt, cum plouă, cum apa intră. Mi se întâmplă des acest lucru? De câte ori plouă? De câte ori plouă? Văd că acum a trimis primăria un buldoi excavator să rezolve problema, da? Stați la portă, da. Ca la râu. Da, mă pregătesc ca să mă duc pe săptămână la mare și fac antrenament. Etilul localității Emilian Rusu spune că cetățenii nu vor să își curețe șanțurile. O altă problemă am avut la Botoroge, acolo am multifuncționalul, lucrează la șanț. Desfacem pentru că oamenii nu înțeleg că trebuie să-și facă șanțurile. Avem probleme cu ei că au podurile înfundate și nu vor ca să ne lase să ni se le desfunde și nici ca să le scoatem podurile. Și o altă problemă a fost pe drumul județean 663, unde de fiecare dată când plouă, tuburile au fost nu prea debitul de apă și sunt mici. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din gospodării. Având în vedere precipitațiile abundente căzute pe teritoriul județului Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de inundații. Concret, pompierii militari au intervenit în comuna Dănești pentru evacuarea apei dintr-o curte inundată, în localitatea Hurezan pentru evacuarea apei din două gospodării și un beci inundat, în localitățile Logreș, Schela, Novaci și Alimpești pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, precum și în localitățile Bălcești și Pociuvaliștea pentru evacuarea apei din mai multe curți și beciuri. Cea mai mare problemă este în comuna Alimpești, acolo unde s-au deplasat și reprezentanții ai prefecturii Gorj. Din nou, în această dimineață, cei de la ISU au intervenit la Logreș, la Hurezan și la Dănești. Acolo câteva case și gospodăriile, curțile inundate. Cea mai mare problemă, din păcate, se pare că este în zona Alimpești, mai exact în punctul Nistorești, unde cei de la Administrația Națională a Apelor Române ne-au trimis o avertizare cod roșu. Asta înseamnă că Oltețu și Cerna se apropie să depășească cota de pericol. Asta înseamnă că noi, autoritățile, atât județene cât și locale, trebuie să fim în mare alertă. Domnul prefect a plecat acolo să vedem ce putem face ca apele să nu se reverse și să intre în gospodăriile oamenilor. Autoritățile au instituit codul roșu de inundații în județul Gorj. Sunt vizate de codul roșu bazinele hidrografice ale râurilor Olteț, Cerna și Olt în intervalul orar 9:30-20 pe raza județelor Argeș, Gorj și Vâlcea. Pompierii recomandă cetățenilor să ia măsuri de autoprotecție și să semnaleze la 112 eventualele probleme.